Peste 180 de fermieri din zona Nădlăgului, județul Arad, au ieșit în câmp pe 18 iunie pentru a evalua culturile de cereale din loturile demonstrative realizate de importante companii producătoare de semințe și produse de protecție a plantelor, cu prilejul manifestării Zilele Grâului la Nădlăg, organizată de Asociația Țăranului Nădlăcan. Am dorit să vă prezentăm un lan de grâu realizat în condițiile extreme de anul trecut, secetă prelungită și răsărire târzie, în care am încercat să punem mai multe soiuri de grâu. Am încercat să compensăm lipsa umidității din sol cu lucrări foarte puține asupra solului, să nu pierdem apa din sol. Și în primăvară am venit cu mai multe tratamente și îngrășăminte foliare ca să ajutăm planta să își revină și să obținem producții cât mai bune. În acest lot avem 13 soiuri, sper să fie un număr cu noroc. Aflată la cea de-a doua ediție, sărbătoarea ce a reunit fermierii nădlăcani ia amploare de la un an la altul. Menționez că nu suntem la prima organizare, suntem la a doua, încercăm să evoluăm înspre bine, avem tot mai multe firme interesate de acest eveniment și deja sunt, față de anul trecut, sunt dublu firme care ne-au dat sămânță și totodată și tratamente. Pentru viitoarele evenimente dorim ca să mărim suprafața în care realizăm aceste loturi și, bineînțeles, pe anul viitor încercăm să facem în toamna acestui an, pe lângă lotul de grâu, și un lot de rapiță. Anul acesta avem lotul de grâu pe o suprafață de 7 hectare jumate și anul viitor vrem să-l facem pe 10 hectare jumate. Organizator al evenimentului, Asociația Țăranul Nătlăcan este nou înființată, dar are planuri mărețe pentru a veni în sprijinul fermierilor nătlăcani. Asociația Țăranul Nădlăcan a luat naștere din necesitatea de a fi uniți și de a încerca să ne promovăm mai bine produsele și, bineînțeles, de a găsi o piață pentru produsele noastre. Ideea asociației s-a născut în urmă cu 4 luni jumate și deja suntem în faza de a înregistra această asociație și ideea este ca să fim uniți, ca să ne putem realiza interesele și să ne apărăm interesele noastre. În această asociație se pot înscrie toți fermierii de la Nădlăg și nu numai, chiar și din localitățile învecinate, cu cât suntem mai mulți, cu atât suntem mai puternici. În primul rând vrem să încercăm să putem cumpăra și să putem vinde împreună și totodată să putem realiza un depozit în care să ne putem stoca cerealele și totodată să așteptăm întotdeauna prețul cel mai bun și cel mai favorabil pentru noi, pentru țărani. La eveniment au participat furnizori de sămânță, producători și distribuitori de produse fitosanitare, furnizori de utilaje agricole, dintre care Zetor Tractor, KVS, Klaus Eid Semences și altele.